Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor UVT desfășoară online în perioada 20-22 aprilie prima ediție a concursului FEA Economica Ripensis. Acesta are 9 secțiuni și este destinat elevilor de liceu din clasa 11-a, respectiv a 12-a. În luna martie elevii se mai pot înscrie la acest concurs. În luna aprilie, 20-22 aprilie, va fi examenul online, urmând ca după aceea există o perioadă de contestații, evaluare, contestații și așa mai departe și în luna mai sperăm să avem și un moment de interesant de premiere a participanților la acest concurs. Sperăm ca acest concurs să realizeze sau să compenseze această sincopă de calitate a procesului educațional generată de pandemie, pe care noi o constatăm și în preuniversitar, dar și în universitar. Și atunci, văzând această reducere a nivelului calitativ a procesului educațional în această perioadă, noi sperăm ca prin intermediul concursului să reușim să identificăm, pe de o parte, pe cei mai buni elevi care vin, dar pe de altă parte să vedem și bagajul de cunoștințe cu care ei vin înspre noi și după aceea noi să ne adaptăm și să pregătim cât mai bine procesul educațional pentru ei în anul întâi. Unul dintre beneficiile cheie pentru elevii care obțin o notă mai mare sau egală cu 8 este punctajul bonus, care se adaugă la media de admitere la studiile de licență de la FEA UVT. Ca beneficiu direct, aș putea spune, pentru ei, așa cum spuneam, în procesul de admitere, cei care vor lua o notă peste 8 vor obține un punct bonus la examenul de admitere. Poate părea puțin, dar eu spun că nu este puțin, este chiar foarte mult acest punct, pentru că în facultatea noastră media minimă cu care s-a obținut un loc finanțat de la bugetul de stat a fost în ultimii ani peste 8,50, iar la unele programe mai atractive chiar peste 9. Și ne putem imagina ce se întâmplă dacă, să zicem, elevul participant la concurs obține 8, el automat va avea o medie de 9 și cu această medie cu siguranță va putea obține un loc finanțat de la bugetul de stat. Mai multe informații despre concurs, dar și despre secțiunile acestuia și procesul de înscriere, găsiți pe www.fea.uvt.ro la secțiunea FEA Economica Ripensis.